întrebă nimica, numai pragul să-i elegant. Azi e ziua mamei mele, ce bucurie să-i fac. Știu că nu-i trebă nimica, numai pragul să-i elegant. Mamă-i mamă cât e lumea. Onorabilul jubileu de 70 de ani împlinește doamna Ecaterina Codrițcaia. Vin să-ți spun la mulți ani din partea fiicei Svetlana, a ginerii lui Iurie, care la moment sunt în Belarusia, și desigur și din partea nepotului Gabriel, care ne-a fost complice în organizarea acestei frumoase surprize. Merg să-i spun la mulți ani și să o surprind frumos. Vreau să vă spun la mulți ani și permiteți-mi să mă prezint. Mă numesc Maia și ofer serviciul surprize pentru cei dragi. Să știți că am venit astăzi să vă ofer aceste emoții frumoase, emoții deosebite, la această onorabilă vârstă a dumneavoastră de 70 de ani. Să știți că am venit la invitația unor oameni foarte dragi dumneavoastră. Mai întâi vreau să vă ofer aceste flori ale cunoștinței. Mulțumesc frumos! Să știți că cei care m-au rugat să vin astăzi au pus toți câte o formă de dragoste și într-un mesaj deosebit. Acestea sunt mici daruri, dar avem un dar mai special. Este un mesaj deosebit pentru dumneavoastră și vreau să vă întreb dacă intuiți la invitația cui am venit astăzi. Vă pot spune. Aveți foarte mulți oameni dragi sufletului și nu știți cine anume a venit cu ideea? Poate fiica mea, da, care departe. Da. Aveți o fiică departe? Da. Da? Din Rusia, poate din Pornu, poate din trăiești la alți copii. Uitați-vă așa, eu o să vă ofer șampania. O să vă ofer și torta aniversare. A, așa, stimată doamne. Mulțumesc frumos. Dar am să dau citire mesajului. Scumpa mea mamă, nu știu alte mame cum o fi, dar mie mi-a dat-o Dumnezeu pe cea mai desăvârșită. Sunt zile întregi pe care le petrec cu gândul la tot ce mi-ai pus în suflet. Toată viața ta ai știut doar să oferi. N-ai cerut nimic în schimb. N-ai cerut cadouri, n-ai primit recunoștință, n-ai primit nimic din ce meritai. Dar din puținul tău, noi am primit tot ce ne trebuia. Ne-ai învățat că banii nu aduc fericirea. Mai bine să muncim și să respectăm oamenii. Și așa e. Dacă am bani și sunt departe de cea care mi-a dat viață, aproape degeaba i-am. De un an sunt departe de casa copilăriei. Am pierdut multe sărbători. Nu am fost acasă de Paște, Crăciun. Nu ți-am sărutat mâna de ziua ta. Dar astăzi mă întorc cu sufletul și cu câteva daruri pentru tine, icoana sufletului meu. La mulți ani sănătoși, mamă. Viața ta să fie o bucurie. Și să trăiești mulți ani. Mi-e dor de tine în fiecare zi. Să nu uiți niciodată că eu, Iurie și Gabriel te iubim enorm. Și nepotul dumneavoastră, Gabriel, de care dumneavoastră aveți grijă, are și eu un mesaj. Și spune așa, bunica mea scumpă, te felicit din inimă și îți doresc fericire și sănătate. Grija ta, gingășia și confortul pe care îl creezi sunt foarte importante pentru mine. Îți mulțumesc pentru tot. Te iubesc mult. La mulți ani, scumpa mea. Surpriza vine din Belarusia, de la copiii dumneavoastră și din partea lui Gabriel, la care se alătură și soțul dumneavoastră. Cele mai sincere urări de sănătate și de fericire și de mulțumire. Mă rog să vă apropiați de soția dumneavoastră și am să vă ofer dumneavoastră mesajul să o ajutați pe doamnă și șampanie o să... Așa, să fie mai ușor. Îi spuneți și dumneavoastră câteva cuvinte soției? Îmi doresc sănătate, fericire, nu știu. Nu se plâng mult. Eu știu de ce plângeți. Pentru că sunt emoții frumoase, emoții de amintire, pentru că copiii nu sunt alături. Da, asta e, cred că e cea mai mare nostalgie a fiecărui părinte. Dumneavoastră, am să vă rog să transmiteți ceva copiilor. Scuzați. Tare mult, mulți anite. Copiii nu m-au uitat. Fiecare cu mine din Italia. Mine din băietul ieși. Tare și dorite. Și ei amândoi. Și Iura, jinele și fata, Sveta și nepoțelul.
Nepoțelul a mușa venit, Gabriel, dar... Gabriel undeva este plecat, înțeleg, da? El nu e plecat, el e de la dansuri, pentru că e un dansator la noi și era mult. Bine, dă-te în pași la noi. Dar eu vreau să vă alăturați cu toții, toată familia, fiica dumneavoastră care e a sosit din Italia. Da? Cristina, cine este Cristina? Nepoata? Nora. Doamna Cristina, veniți Gabriel. Și dumneavoastră. Oi, Gabriel, Valerii, Colea, e bine. Haideți, toți împreună așa. Zilu mamică, Silvita. Să vă vadă doamna Svetlana și domnul Iuri din Belorusia. Hai, vină cu așa. Cristina, vină cu așa. Așa, așa, o reuniune frumoasă de familie. Să înțeleg că aici sunt cei mai dragi, da? Nepoția ei, dumneavoastră, da? Să știți că doamna Svetlana chiar regret foarte mult faptul că astăzi nu este alături de dumneavoastră și ar fi dorit din toată inima să vină, să vă cuprindă, să vă dau o îmbrățișare, să vă aibă pe toți alături, pentru că un an de zile nu v-am văzut și dorul este foarte mare. Eu zic să vă cântăm la mulți ani. Sunteți de acord? Haideți! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, dar cine să trăiască, doamna Ecaterina să trăiască, la mulți ani trăiască, și toată adunarea noastră la mulți ani trăiască. La mulți ani, stimată doamnă! Vă mulțumim frumos! Mare drag! Mulțumim. Dar să știți că noi mai avem o surpriză. Nepotul dumneavoastră a spus că este la o comandă, da? Au o comandă undeva, o zi de naștere, o cometrie, pentru că nu ne cunoaștem. Da, da. Și vreau să spun că el a făcut o surpriză frumoasă și a venit astăzi să vă felicite împreună cu prietenii lui, cu dansatorii, cu cei care dumneavoastră îi admirați atât de mult. Gabriel, te rog foarte mult să vii aici să o feliciți pe bunica și tu. Priza, noi v-am spus că avem o surpriză. Îi spui la mulți ani lui bunica? Are și ele emoții, ce credeți dumneavoastră? Haideți să-i aplaudăm. Gabriel, să știi că bunica ne-a spus că tu ești la o comandă. Noi am pus toate bine la cale ca să primească surpriza, ne-a reușit, da? Vă mulțumesc. Haideți frumos, foarte mult! Haideți să-i admirăm împreună, da?
așa! Uite așa! Specială ziua mamei. S-a străduit să fie prezentă. Și așa e de departe tot om, n-am văzut carnele, toate pensă, spune, n-am putut să spune. M-a rugat pe mine să vin și să vă spun la mulți ani, să simțiți dragostea ei, măcar prin intermediul meu, dacă nu a putut să fie prezentă. Vă mulțumesc frumos. Vă mulțumesc mult. O felicitație dumneavoastră. Emoțiile au spus totul de la sine. Sănătate, doamne. Mult sănătate și să vedem în care mulți înainte așa pe voța. Tu vă ia o carob la Dumnezeu să mă țin, doamne, așa pe un sen. Bunul Dumnezeu binecuvintează sărbătoarea dumneavoastră cu această ploiță. Ce bucurie să-i fac. Știu că nu-i trebuie nimic, numai pragul să-i elecat. Azi-i ziua mamei mele, ce bucurie să-i fac. Știu că nu-i trebuie nimic, numai pragul să-i elecat. Mamă-i mamă cât-i lumea, mamă-i viața numai una. S-o iubești cât mai trăiește, asta-i tot ce își dorește. Mamă-i mamă cât pe lumea, mamă-i viața numai una. S-o iubești cât mai trăiește, asta-i tot ce își dorește. I-aș cumpăra mamei mele măcar 100 de ani. De s-ar vine lume zile să pot cumpăra cu bani. I-aș cumpăra mamei mele măcar 100 de ani.
Mama-i mamă cât-i lumea, mama-i viață numai una. S-o iubești cât mai trăiește, asta-i tot ce își dorește.